Antonio și Maria au terminat de pregătit micul dejun, au aranjat frumos pe farfurie primele două farfurii pentru Cătălina și Vlad și i-au chemat să se așeze la masă. Au fost foarte mulțumiți. Cătălina spunea: "Vai, ce frumos arată, vă mulțumim frumos, ne-ați tratat foarte frumos în dimineața aceasta." Și Vlad era încântat, spuneau ei că parcă ar fi un mic dejun englezesc. Și asta le-a adus aminte de Anglia. Antonio spunea că este dor de locurile de acolo, de parcuri. Îi zicea Mariei: "O să mergem să rezolvăm ce avem de rezolvat acolo cu acte și ce mai are Antonio." Și spunea Mariei: "O să te duc prin cele mai frumoase locuri care le știu eu acolo, să stăm puțin și într-o vacanță." Cătălina la fel zicea că i s-a făcut dor, cu toate că ea spunea cândva că nu o să se mai întoarcă niciodată acolo dacă reușește să se mute în altă parte. Zicea Cătălina: "Am spus că eu în Anglia nu mă mai întorc și uite că mi s-a făcut dor." Antonio le zicea că poate vor merge împreună în același timp, nu neapărat împreună, dar să se poată întâlni acolo imediat după competiție. Ziceau ei că trebuie să rezolve cu actele, Cătălina să își schimbe pașaportul, buletinul, pentru că își va schimba numele. Maria spunea la fel, că și ea trebuie să și-l schimbe. O întreba Antonio: "Dacă îți schimbi numele, trebuie să schimbi și tu pașaportul și buletinul." Maria a zis că și-l va schimba.